Anunțatele scumpiri ale energiei electrice și ale gazului au ajuns în piață și la Sibiu. Facturile mărite au venit deja, iar la final consumatorii de rând sunt cei mai afectați. Producătorii spun că fac față cu greu situației și sunt nevoiți să recurgă la tot felul de soluții. Unul dintre produsele care s-au scumpit inclusiv la Sibiu este pâinea. Aceasta este deja mai scumpă cu 10% și produsele lactate sau dulciurile se scumpesc cu aproximativ 8-10%. Producătorii de mobilă anunță și ei majorări de prețuri. Lucrările la pasajul Bulevard au început în data de 29 iunie 2021, urmând să fie terminate conform contractului în 18 decembrie, adică după 6 luni. Din cauza faptului că au apărut lucrări neprevăzute, termenul a fost prelungit cu 30 de zile. Între timp, muncitorii au fost trimiși acasă din cauza temperaturilor scăzute. Municipalitatea spune că lucrările vor fi reluate, însă când vremea se va mai încălzi. Investiția pentru toate aceste lucrări este de 3,4 milioane de lei. Circulația camioanelor va fi interzisă pe Valea Oltului în timpul zilelor de weekend, vineri, sâmbătă și duminică, de la 1 iulie până în 31 august. Noile restricții ce urmează a fi introduse apar în proiectul de ordin al Ministrului Transporturilor și Infrastructurii, lansat în consultare publică. La rândul său, Direcția Rutieră din cadrul IGPR consideră oportună introducerea restricției. Conform datelor de trafic actualizate pentru luna august 2021 pe sectorul cuprins între Pitești și Râmnicu-Vâlcea al DN7, media zilnică variază între 26.149 de vehicule etalon și 46.654 vehicule etalon. Pe sectorul cuprins între Râmnicu-Vâlcea și Veștem al DN7, media zilnică variază între 23.118 și 63.353 de vehicule.